Am încheiat tema de dimineață vorbind despre faptul că Cuvântul lui Dumnezeu este modalitatea prin care Cerul și Domnul Isus Hristos a hotărât să aducă lumii noastre o nouă cantitate de putere, pentru că omenirea noastră să poată să supraviețuiască, să trăiască de atunci, de la venirea Domnului Isus Hristos până azi, în secolul 21. Am încercat de dimineață să surprindem importanța acestui cuvânt pentru ca să înțelegem încă o dată că timpul pe care îl avem astăzi, cu cuvântul înaintea noastră, pe mesele, în bibliotecile, în mâinile noastre, ocaziile astea sunt unice. Nu sunt repetabile la nesfârșit. Ele au fost date în planul lui Dumnezeu într-un mod special pentru noi. Uh. Când după căderea totalitarianismului catolic, anii 1798, când cercetătorii scripturii au înțeles că s-a finalizat, s-a sfârșit, o parte întunecoasă a istoriei, gândul lor a fost să colaboreze cu Dumnezeu și să aducă lumină. Primele evenimente după anii 1800, deci a fost 1798, luarea în robie a Papei sub generalul Bertia lui Napoleon, au fost doi ani, s-au făcut 1800, după 1800, 1804, primul lucru pe care l-a făcut creștinismul care iubea cuvântul lui Dumnezeu a fost să-și ia un angajament ca începând de atunci să facă tot ceea ce este posibil și să umple lumea cu Sfânta Scriptură. Atât. nu și-a propus neapărat să comenteze Sfânta Scriptură, nu și-a propus neapărat să explice Sfânta Scriptură. Născuți din concepția lui Luther, i-au fost convinși că cuvântul lui Dumnezeu are putere în sine. Și Luther spunea, în timp ce eu stau aici la masă cu prietenii mei, cuvântul lui Dumnezeu merge și face lucrare în toată Germania. Și vă rog să observați cum Luther avea în vedere ideea că în cuvântul lui Dumnezeu este putere sau că cuvântul lui Dumnezeu are putere în sine însuși. Nu și-au pus problema că cineva trebuie să ducă cuvântul, cineva trebuie să-l împingă, cineva trebuie să Nu I-au spus, cuvântul acesta are putere în sine. Nu vorbesc despre o idee mistică acum, ci ei au mers pe ideea că atâta vreme cât cuvântul lui Dumnezeu este liber, el va schimba oameni, va provoca generații și lucrarea lui Dumnezeu va fi făcută. Astfel încât, după 1800, societățile biblice nu fac altceva decât umplu pământul cu scriptură. Și perioada de după 1800 este efectiv perioada luminii Cuvântului lui Dumnezeu. Dacă ar trebui, dacă ar trebui să fac o schemă generală a modului în care putem înțelege istoria în felul acesta putem să facem așa, după 1800 putem să facem un cerc, o bulă de lumină care a apărut pur și simplu în istoria noastră datorită, datorită acestui cuvânt. Evident, cercul acesta are un final. Spre finalul acestui cerc, cuvântul lui Dumnezeu începe să-și piardă puterea nu datorită faptului că nu este cunoscut, ci datorită faptului că este foarte cunoscut, dar că nu mai reușește să aibă putere asupra unor oameni care nu se mai deschid în fața cuvântului. Cu alte cuvinte, sau altfel spus, cuvântul este înaintea mea. Cuvântul este deschis înaintea ochilor mei, cuvântul îl am în casa mea, dar cuvântul nu mai reușește să mă schimbe. Se produce un blocaj și datorită acestui blocaj, cuvântul lui Dumnezeu devine ineficient. Și încet, încet, cercul de lumină se stinge. Aș dori să continuăm această idee și această provocare în clipele care urmează și aș vrea să vă pun față în față cu unul dintre cele mai grele texte pe care eu le-am găsit în legătură cu această provocare. Auziți? Coloseni, capitolul 3, versetele 16 și 17. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Gândiți-vă. Da? Cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din abundență în voi. Învățați-vă. Sfătuiți-vă unii pe alții cu salmi. Cântări de laudă, cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Isus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Ce părere aveți? Ușor sau greu? Sigur că e frumos, mulțumesc. Răspunsul, și răspunsul e frumos. Dar e greu sau ușor? Mergem și în FSN. 5 cu 19 Vorbiți între voi cu psalmi, cântări de laudă, cântări duhovnicești, cântați și aduceți din toată inima laudă Domnul. E frumos, da? Așa când te gândești la o biserică de asta, se pare că e tare frumos. Da, te-ai gândit vreodată cum ai trăi tu într-o astfel de biserică? Adică cu câți psalmi ai putea să vorbești? Câte cântări de laudă ai în dotare Ca să poți face față unor asemenea sfinți. Ce dialoguri în legătură cu lauda lui Dumnezeu ai putea să susții? Chiar îți place să-l lauzi pe Dumnezeu? Când te întâlnești cu, cu mine, când te întâlnesc, mă întâlnesc eu cu tine, laudă, cuvinte frumoase. Experiența ne spune că nu știm să spunem prea multe vorbe bune. Cred că nici nu prea avem un vocabular prea multe vorbe bune. În așa fel încât să putem vorbi 4-5 minute, așa, pozitiv despre o persoană. Puteți vorbi 5 minute pozitiv despre o persoană. Că după 4-5 minute, imediat sucim butonul și avem vreo oră, două de vorbit de celelalte. Despre Dumnezeu, cam același lucru. Că să fie foarte limpede. Cum am putea noi să ne raportăm altfel la Dumnezeu pe care nu-L vedem decât la niște semeni pe care îi vedem toată ziua? Deci dacă cu semenii facem așa, cum am putea să facem altfel cu Dumnezeu? Și cu Dumnezeu facem la fel. Adică îi mulțumim lui Dumnezeu în vreo 3-4 propoziții pentru tot ce a făcut pentru noi, când ne-a dat viață, sănătate și putere. Da? Cam astea. Când ne-a trezit de dimineață, ne dă soare și așa mai departe. Și după aceea începem să-i spunem lui Dumnezeu despre câte probleme avem. Dar nu, nu mi se spune absolut nimic aici despre faptul că aceasta ar trebui să fie preocuparea mea. Să-i spun lui Dumnezeu câte probleme am eu. Nu. Aici spune... Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Aduceți-i laudă lui Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu. E interesant, studiind cartea psalmilor acum în legătură cu școala noastră biblică, am descoperit un text tare frumos care spune Eu strig, lăudați să fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Și când psalmistul spune, sunt izbăvit de vrăjmașii mei, el se referă la toate problemele lui. Cu alte cuvinte. Zic, lăudați să fie Domnul și mi-au dispărut toate problemele. Cam așa zice psalmistul. Chiar credeți? Ce-ar fi să încercăm? Ce-ar fi să experimentăm? Textul din Coloseni spunea că nu-i destul ca Cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din Belșug în bibliotecă. Dice că Cuvântul lui Dumnezeu ar trebui să locuiască din Belșug unde? În noi. E foarte interesant cum lucrează Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este acel agent al lui Dumnezeu care ia informațiile mentale pe care noi le avem despre Dumnezeu, din Cuvântul lui Dumnezeu și lucrează cu ele. Vi s-a întâmplat vreodată ca stând și meditând la Cuvântul lui Dumnezeu să apară în mintea dumneavoastră o idee atât de frumoasă, atât de excepțională, pe care n-ați avut-o niciodată înainte? Sigur că da, că așa lucrează Duhul Sfânt. Dar am spus lucrul acesta pentru ca să înțelegem când se întâmplă lucrul ăsta, vă rog frumos, opriți-vă, puneți genunchiul jos și mulțumiți lui Dumnezeu că e Duhul Sfânt care lucrează. Imaginați-vă că un om n-a citit în viața lui decât o foaie din Scriptură. Și în computerul lui, adică aici, are doar o foaie de Biblie. Ce va face Duhul Sfânt? Va folosi toate informațiile pe care el le are din foaia aceea de scriptură și va încerca să clădească cu ele și pe ele o imagine în legătură cu Dumnezeu și cum lucrează El. Dar vreau să vă întreb, va putea să clădească un castel mare? Că până și cuvintele sunt, sunt puține. Până și ideile sunt puține de pe o pagină sau de pe o foaie. Dar dacă după ce a avut o pagină, a doua zi mai pune o pagină, spuneți-mi ce se va întâmpla a doua zi. Duhul Sfânt va avea posibilitatea să lucreze cu o putere și o informație dublă. Și dintr-o dată, în loc ca Dumnezeu să lucreze, să construiască atât, Dumnezeu va clădi atât. Și imaginați-vă ce se întâmplă dacă Cuvântul lui Dumnezeu stă în tine și în mine din belșug. Vă imaginați cum lucrează Dumnezeu? Vă, vă imaginați ce conexiuni se fac, ce sinapse se fac? Modul în care mintea noastră este organizată și refăcută după planul acestui Cuvânt. Că nu Cuvântul lui Dumnezeu este organizat după mintea noastră, ci mintea noastră va fi organizată după informația și după structura acestui cuvânt și lucrul ăsta este extraordinar. Că de asta spune aici cuvântul lui Dumnezeu să locuiască în voi. Cum e asta cu locuitul? Termenul ăsta de a locui mie îmi vorbește foarte serios despre cum e Dumnezeu. Că Dumnezeu nu vine la mine să mă viziteze, să mă mângăie așa și să plec, plec, plece mai departe. Nu. Auziți, hai să deschidem în Ioan 14. Este de asemenea un text care ar trebui să nu ne părăsească nicio clipă. Drept răs versetul 23 drept răspuns, Iisus i-a zis. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Și tatăl meu îl va iubi. Dacă va păzi Cuvântul meu, Tatăl meu îl va iubi. Și dacă îl iubești ce? Șacuiacu. Textul spune: Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Dacă mă duc înapoi în Coloseni, cuvântul lui Dumnezeu să. Ce să facă? Să locuiască în toată plinătatea în voi. Pe cum poate să locuiască cuvântul lui Dumnezeu în toată plinătatea? Cuvântul iubit, cuvântul păzit, despre asta aș dori să vorbim în după amiaza asta. Despre cuvântul iubit, cuvântul păzit, cuvântul dorit, deși titlul temei este cuvântul ispitit sau Ispitirea omului. Dar până să ajungem acolo. Cum e asta să locuiască din Belșug? Să fie împreună cu noi. Tipologiile mari, generale ale Scripturii, foarte bine cunoscute, încep cu o realitate din Geneza. Dumnezeu a zis: Să facem om după chipul nostru. Simplu. Ce înseamnă după chipul nostru? Ne putem gândi și la nas și la urechi și ce vreți dumneavoastră, că și ăsta este chip, mai ales în lumea noastră materială. Dar când zici după chipul nostru, cum ai mai putea zice? Caracter. Caracter mulțumesc. Altfel? Chipul înseamnă asemănare. Chipul înseamnă... În, în traducerea veche, Cornilescu îl traduce și cu icoana. Icoana este chipul. Nu? Aici avem de-a face să facem om după modelul nostru. Că de asta și zice acolo și asemănarea noastră. Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Sunt puse cele două după modelul nostru. Există un model de funcționalitate care asigură optimizarea condițiilor noastre. Și modelul de optimizare este, uită-te la Dumnezeu, vezi cum funcționează Dumnezeu și fă și tu la fel dacă vrei să funcționezi bine. Nu, să-ți meargă bine. Să-ți meargă motorul bine. Că vrei să funcționeze bine, uită-te la el. Creațiunea a construit un soi de relație armonioasă între om și Dumnezeu. Adică Dumnezeu a fost modelul nostru pe pământ, că de asta și rugăciunea Tatăl nostru zice cum e în cer și pe pământ. E exact așa? E un e soi de compatibilitate. Între om și Dumnezeu s-a înscris o legătură extraordinară. Așa s-a început. Lui Dumnezeu îi plăcea să vină dimineața la ora 6 la om. Și când răsărea soarele, răsărea cu Dumnezeu cu tot. Și lui Dumnezeu îi plăcea să vină seara, la ora șase, la om. Și lui Dumnezeu îi plăcea să încheie ziua cu omul. Nimeni nu i-a cerut asta lui Dumnezeu. Nimeni nu i-a impus regula asta lui Dumnezeu. Vom veni la el și vom Locui împreună cu el. Așa i-a plăcut lui Dumnezeu. Și venea dimineața, și venea seara, în răcoarea zilei, întotdeauna lui Dumnezeu îi plăcea să petreacă timpul cu omul. Îl bloca, îl bloca, îl limita, îl elibera pe om. Imaginați-vă că într-una din aceste întâlniri, Dumnezeu i-a spus: Adam, am o treabă pentru tine. Ce anume? Uite, de data asta, aș vrea să te uiți la toată creațiunea mea. În mod special la lumea animală. Și să mă întreb ce vrei să știi tu despre fiecare specie în parte. Să mă întreb ce vrei. Și după ce îți voi răspunde la tot ceea ce vrei, după aceea să pui nume fiecarei specii. Și. Așa cum știm până în ziua de astăzi, Adam nu a pus nume elefantului și a spus elefant. Că până în ziua de azi, eu nu știu ce e la ce înseamnă cuvântul ăsta elefant. Ce vrea să spună? Nu știu. E ca un mare X. E un apelativ. Dar nu așa a pus nume Adam, viețuitoarelor. Adam a pus nume spunând ceva despre caracterul poziția lor biologică ăsta era numele ebraic pe care Adam l-a dat viețuitoarelor ca și numele primare pe care părinții noștri le dădeau copiilor lor la început atunci Numele vorbeau despre caracter, despre felul de a fi. Erau nume teoforice care chemau pe Dumnezeu în viața lor. Erau nume cu rost, nume cu rol. În ziua aceea, Adam n-a făcut altceva decât a stat de vorbă cu Dumnezeu. A înțeles lumea animală și a numit-o. Și a fost în o zi a eliberării sale, în care a înțeles, a preluat tot ceea ce i-a dat Dumnezeu ca să stăpânească și și-a însușit totul. De acum încolo, el știa tot ceea ce se mișca pe fața pământului, relațiile dintre ele, dintre animale și relațiile dintre el și ele. Cam asta a fost Relația lui Dumnezeu cu omul. Cam așa. În fiecare zi, Dumnezeu rezolva ceva din economia omului, din relația lui cu natura, cu această planetă pe care trebuia să o lucreze și să o păzească. Dumnezeu era acolo. Fiecare moment. Dumnezeu. Vine acolo unde îi place. Țineți minte. Dumnezeu vine și în casa dumneavoastră când îi place. Dumnezeu vine în inima dumneavoastră când îi place. Nu, nu există nicio altă forță care să-l determine pe Dumnezeu să vină decât aceast, această mică condiție să îi placă. Atât. Trăiți plăcerea lui Dumnezeu în viața dumneavoastră și îl veți avea pe Dumnezeu permanent. Aceasta a fost modelul de început. Cuvântul n-a făcut altceva decât a creat această relație de compatibilitate. Cuvântul a fost acela care a ajutat ca între om și Dumnezeu să existe un dialog al emoțiilor, al sentimentelor, al adevărului și al puterii. Era frumos? Sigur că da. Stau și mă gândesc că toate minunile pe care le-a făcut Domnul Iisus Hristos când a fost aici pe pământ erau posibile în Eden. Toate. A mers Petru pe apă? A mers? Era vreun loc pe unde Adam să nu poată să aibă acces pe planeta aceasta? Din cauza că era apă, te duci la marginea oceanului și te uiți, Doamne, dar ce-o fi dincolo? A pus vreodată Adam această întrebare? Ce-o fi dincolo? Nu, n-a pus-o. Din ce cauza? Era stăpân pe mare și pe râuri. putea să treacă, putea să meargă, putea să poruncească mării, taci din gură sau taci fără gură. Și marea... Ăsta e cuvântul. Cuvântul este până la urmă. Modalitatea de dialogare între ființe inteligente, între om și Dumnezeu, între om și om. Dar când Dumnezeu poruncește, marea, vântul îl ascultă, ceea ce arată că există o relație dincolo de intelectualul sau de puterea noastră intelectuală. O relație care ajunge la alte nivele. Ale legilor naturii și unde Dumnezeu este stăpân. Iar omul avea această posibilitate și atunci. Cuvântul a fost limpede și clar pentru om. Până într-o zi. Și pe fondul acesta, aș vrea să deschidem puțin. În Matei, capitolul 4. Aici este momentul în care Domnul Isus Hristos se întâlnește cu marele ispititor sau amăgitor. Ispitirea Domnului Isus Hristos. Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustie. Iar în Luca nu spune ca să fie ispitit de diavolul, ci spune, auziți, Luca 4, a fost dus de Duhul în pustie, unde a fost ispitit de diavolul timp de 40 de zile. Ne aflăm imediat după botez. Legământul cu Tatăl fusese autentificat. Botezul reprezenta tipologic intrarea Domnului Isus Hristos în legământ cu Tatăl. A fost momentul în care, de fapt, începea activitatea publică. În momentul respectiv, este ca și cum s-a dat cheie unui motor. De atunci încolo, timpul s-a măsurat altfel. Era activitatea publică a Domnului Isus Hristos și în momentul în care începe activitatea publică a Domnului Isus Hristos, Satan simte că ceva deosebit are loc, ceva deosebit s-a declanșat și din momentul acela Satan începe să-L ispitească pe Domnul Isus Hristos cu o intensitate, cu o provocare, cu un interes cum n-a făcut-o până acum. Și până acum îl ispitise pe Domnul Isus Hristos, dar nu la intensitatea asta. Și până acum se ocupase de Domnul Iisus Hristos, dar nu cu teama pe care o simțea în momentul acesta. Simțea că începe o perioadă deosebită. Simțea că încep, se apropie lucruri mari. Și în momentul acesta Satan ă, ambalează totul la maxim. Turația era maximă. Zice că l-a ispitit continuu timp de 40 de zile. Ispite mai mici la început, care se amplificau și deveneau din ce în ce mai mari, pe măsură ce prezența Tatălui se retrăgea de la Domnul Isus Hristos. În Cartea Hristos, Lumina Lumii spune că, în mod planificat, Tatăl își și retrăgea prezența de la Domnul Iisus Hristos și lăsa lui Satan posibilitatea să vină din ce în ce mai aproape, din ce în ce mai presant, din ce în ce mai zdrobitor asupra Domnului Iisus Hristos, până când această ispitire de 40 de zile, a ajuns la un punct maxim când cei doi au stat față în față. Momentul în care Satan a venit. În Înger de lumină, și s-a așezat înaintea Domnului Isus Hristos, în timp ce Domnul Isus Hristos era prăbușit în pământ de 40 de zile de nemâncare. Nu e vorba de foame. Textul spune aflămânzit. E mai mult decât foamea. Au fost și alții care. Eu n-am mâncat de patru zile. Alții n-au mâncat zece zile. Și așa mai departe. Domnul Iisus Hristos nu mâncase de 40 de zile și în momentul acela, în momentul acela, organismul lui suferea în fiecare celulă, la nivelul fiecarei celule. Nu știu dacă ați trăit lucrul acesta vreodată. Dar sunt situații în care, atunci când organismul este scos din, eu știu, din limitele sale, până la urmă, o anumită nevoie este simțită de, de întregul organism. Mi-aduc aminte, la vârsta de 17 ani, a trebuit să să dorm timp de 3 luni de zile pe spate, fără pernă, pe, o, pe un pat, pe o saltea foarte subțire, sub care era scândură. Fusese diagnosticat cu o hernie L2 o propus pentru operație, am refuzat operația, au zis că singura șansă este să fac asta. Nu dormisem niciodată pe spate. Niciodată. Și a trebuit să dorm pe spate. Dar nu se putea. Simțeam nevoia să mă întorc pe o dungă și în degetul mic. Aveam un soi de nervozitate în tot corpul. Așa mi-am imaginat eu că se întâmplă atunci când cineva în situația Domnului Iisus Hristos flămânzește. Ceva extraordinar trebuie să aibă loc. E bine, și pe fondul acesta, de maximă alertă, de maximă nervozitate, de maximă presiune, în fața Domnului Iisus Hristos se arată un înger de lumină, și spune, auzi, cine îți poruncește ție? Cine? Păi, nu ești tu fiul lui Dumnezeu? Ba păi da. Păi dacă tu ești fiul lui Dumnezeu, tu trebuie să poruncești. Nu trebuie să-ți poruncească nimeni ție. Și? Și poruncește pietrelor acestora să se facă pâini. Și mântuitorul s-a uitat la el și a spus În viața asta contează enorm cine îți poruncește. Mie îmi poruncește tatăl. Și nu voi renunța la această favoare pentru nimic în lume. Pentru că eu trăiesc prin orice cuvânt care vine de la tată. Foarte interesant această perspectivă. Foarte interesantă. Vă dați seama ce favoare ai să-ți poruncească tatăl. Ce favoare extraordinară! Cu ce o schimbi? Cu ce o schimbi? Satan a zis, păi nu trebuie să-ți poruncească nimeni, poruncește tu. Și Mântuitorul spune, nu, nu. Eu n-am nevoie ca să nu-mi poruncească nimeni. Eu am nevoie ca să-mi poruncească Tatăl. Asta este viața mea. Poruncește-mi, Doamne. O să vă spun că asta este esența adventismului. Asta este esența cuvântului lui Dumnezeu. În momentul în care copiii lui Dumnezeu au hotărât să-și predea viața lor în mâna lui Dumnezeu, astfel încât Dumnezeu să le poată porunci și ce spune Dumnezeu să se împlinească în viața lor, atunci, în momentul acela, ei au hotărât ca porunca lui Dumnezeu să fie cea mai înaltă demnitate pe care viața lor poate să aibă. Să-ți poruncească Dumnezeu, să-ți vorbească Dumnezeu. Păi cine sunt eu să-mi vorbească Dumnezeu? Cine sunt? Vă reușeți aminte de textul de dimineață? Vă amintiți? Că e important să facem legăturile astea. Textul de dimineață spunea Scriptura a vorbit despre voi că sunteți Dumnezei. Pentru că Scriptura a vorbit lucrurile acesta celor care le vorbea Cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să vedem despre ce este vorba. Evanghelia după Ioan, capitolul 10, de la versetul 34. Nu este scris în legea voastră, eu am zis, sunteți Dumnezeu, Dumnezei. Dacă legea a numit Dumnezei pe aceea cărora le-a vorbit cuvântul. Deci, încă o dată, faptul că Tatăl vorbește, faptul că Dumnezeu vorbește, faptul că stai de vorbă cu Dumnezeu sau că Dumnezeu stă de vorbă cu tine, este titlul cel mai înalt pe care cineva îl poate avea. Putem înțelege vrăjmășia lui Satan împotriva poruncilor lui Dumnezeu? Putem înțelege de ce nu suportă Satan ca Dumnezeu să ne poruncească? Deci nu suportă. Nu suportă să vadă că Tatăl găporunci poporului său. Și din cauza asta a lovit împotriva legii lui Dumnezeu cu toată forța. Și nenorocirea este că în ultima vreme ne-a convins și pe noi, mai mult sau mai puțin, mă refer la creștini în general, ne-a convins și pe noi să spunem că, vă, oh, dar nu ne place. Ce nu-ți place? Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt pe care îl poruncește Dumnezeu. Asta este esența plăcerii de Dumnezeu. Doamne, spune, zi, vorbește, mai poruncește o dată. Câte porunci ai ascultat până acum de Dumnezeu? Nouă! Oh, dar mai, mai e vreuna? Mai este? Mai este? Vreau și pe aceea. A rămas ceva? A rămas ceva pe care să nu fi împlinit din voia Tatălui meu? Ce a mai rămas? De abia aștept să împlinesc. Ăsta este Spiritul adevărat al Bisericii lui Isus Hristos care vrea să încheie lucrarea și care vrea să se mute la cer. Doamne, spune-mi ce n-am împlinit în viața mea din Cuvântul Tău. Mi-a rămas ceva. după... 40 de ani de credință, după 50 de ani de credință, după o viață de slujire, Doamne, ce n-am împlinit în viața mea? Te rog frumos, arată-mi că vreau să împlinesc. Nu vi se pare că ăsta este felul de a vorbi cu Dumnezeu în fiecare zi? Atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe strașina templului și i-a zis. Versetul 6. Dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos. Că ce este scris? Este ispitirea a doua. Doar puțin aici. Din nou, este vorba de o confruntare și o ispitire Tet, tet sau față către față. Iisus Hristos este luat pe sus de puterea angelică, diabolică și dus pe strajina templului. Uneori avem impresia că noi reușim să facem față, noi avem impresia că ne putem împotrivi lui Satan, avem impresia că hai să renunțăm la astfel de impresii. Ne va lua cu fulci cu tot. Înțelegeți? cu fulg cu tot ne va lua și ne va duce exact unde vrea El. Avem o singură șansă. Avem o singură șansă. Și pe strașina templului, Satan îi ține un discurs omiletic și spune Dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, că ce este scris, el va porunci îngerilor să, să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. A citat corect? Poftiți? Corect. Ce-i greșit? Poftim? Contextul spune cineva? ce e greșit? Fraților, primul atac la cuvântul lui Dumnezeu este nu lăsa cuvântul lui Dumnezeu să-ți în viață. Nu lăsa ca cuvântul lui Dumnezeu să îți modeleze mintea. Este prima ispită. A doua ispită... Este fiecare înțelege cum poate. Clar? Ce, ce face aici satan? Zice, uite cum înțeleg eu. Uite cum înțeleg eu. Se numește hermeneutică. Este o mare problemă la nivel universal în legătură cu hermeneutica. Astăzi, concepția catolică s-a răspândit atât de mult încât majoritatea creștinilor, uneori și în biserica noastră, sunt creștini care spun, dom'le, tu înțelegi într-un fel, eu înțeleg în alt fel, celălalt înțelege în alt fel. De ce? Păi așa trebuie să fie. Ce, putem să înțelegem toți la fel? Putem înțelege toți la fel? Fraților, dacă cuvântul ăsta este putere, cuvântul ăsta nu e slăbiciune. Cuvântul ăsta nu dă sunete îndoielnice. Cuvântul acesta dă sunete clare și spune clar tuturor ce au de făcut. Cuvântul trebuie să fie clar. Satan este acela care spune, hai să facem exegeză la cuvântul ăsta și să vedem cam ce s-ar putea întâmpla, înțelege. Și face o exegeză în așa fel încât scoate din textul respectiv ceea ce niciodată textul n-a vrut să, fac, să spună. Și scoate din text ideea că ar trebui să te arunci jos, de pe, în în hău și Dumnezeu este obligat să te salveze. Hmm. Da? Da. Hermeneutică, hermeneutică. Spuneți-mi cum răspunde Domnul Isus. Cum răspunde? Dumneavoastră, vedeți că Domnul Iisus Hristos nici nu se ostenește cumva să-i demonstre, să demonstreze lui Satan că n-a înțeles bine. El nu se apucă să-l corecteze. Stai că nu e așa, după context, după verb, după subiect, după ordinea în frază. Nu este așa. Uite ce a vrut să spun. Observați că nu discută. Observați că îi răspunde simplu, să nu ispitești. Observați că îi spune, tu nu ești cinstit acum, tu doar ispitești. Și n-ai voie să ispitești pe Dumnezeul tău, pe cel care nu-l poate ispiti nimeni. Trăim într-o vreme în care prima problemă este să nu lăsăm cuvântul să ne poruncească, a doua este să facem cumva să ispitim cuvântul prin tot felul de înțelegeri proprii. Nu pentru că n-am înțelege, ci pentru că nu vrem să înțelegem ce, scris, ce stă scris. E o anume predilecție, o anumită aplicație a noastră de a nu înțelege ce stă scris și a-l amesteca cu ceea ce vrem noi. Și punctul 3, ultima ispită, este momentul în care diavolul l-a dus pe o munte înalt, i-a arătat toate împărățiile și zice toate ți le voi da, ție, dacă... Mei, la început putem citi textul care spune Omul a fost făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu. Psalmul 8,5. Puțin mai prejos decât Dumnezeu. John, John Lennon spunea la un moment dat că l-a auzit pe tatăl său citând textul acesta și l-a întrebat care importanța acestui text pentru tine. A, a fost crescut în Irlanda și povestea el, în Irlanda a fost foarte multe a, lupte între protestanți și catolici. Și tatăl său avea un șap cu vreo 30 de lucrători și nu ținea cont dacă lucrătorii respectivi sunt catolici sau protestanți, a fost să păsteze o atmosferă foarte Normală între lucrători, fără să facă vreo deosebire pe bază de religie. Din cauza asta, i-au fost aruncat șopul de vreo două ori în aer. A doua oară era cât pe aci ca, ca fratele său să fie ucis. Și, pe fondul acesta, l-a întrebat pe tatăl său, tată, până când te porți în felul ăsta, nu vezi că nu e nicio șansă, nu vezi că nu, nu se schimbă nimic. Păi ești bun, dar toată lumea e rea în jur. Toată lumea dă cu bombe. Ce faci? Și l-a zis. Am citit că omul a fost făcut puțin mai prejos decât Dumnezeu. Și vreau să-i tratez pe oameni ca pe Dumnezeu. Aș vrea să închei aici în... după amiaza asta și să vă întreb cum ar fi dacă am încerca să-i tratăm pe oameni așa? Cum ne-a tratat Dumnezeu pe noi? Cum ar fi? Dar știți că Scriptura nu e limitată. Scriptura este întotdeauna foarte realistă. Să vă pun o întrebare. Se ajunge de la acest gând al omului pe care să-l tratez ca pe Dumnezeu la ceea ce spune Pavel în faptele Apostolilor 13 cu 10, în care îi spune cuiva fiul Dracului. Ați citit? Faptele 13 cu 10. Despre cine e vorba? Îi se împotrivea lui Pavel. Era vrăjitorul Elima. Frații mei, drumurile se împart. La finalul fiecărui drum există un om. Care poartă echipul lui Dumnezeu, sau dincolo, este un om care poartă echipul celui rău. Până și Domnul Iisus Hristos vorbește despre acesta când spune, voi aveți catată pe cel rău. Nu este simplu în lumea noastră. N-ar trebui să luăm lucrurile foarte naiv. Oh, știți ce? Este simplu să-i tratezi pe oameni ca pe Fiii lui Dumnezeu. Este simplu să-i tratezi ca pe îngeri. Nu, nu este simplu. Se cere sacrificiu. Este greu. Trebuie să iubești. Trebuie să ai un scop. Trebuie să vrei să-i mântuiești. Numai atunci vei putea să-i tratezi așa. Altfel. Nu. Vei găsi suficiente persoane care se află la capătul celălalt al drumului. Vă invit ca în Biserica lui Isus Hristos să ne alegem modelul. Haideți să ni l alegem. Nu se poate în biserică decât unul singur. Sunteți de acord cu mine? Dintre cele două, doar unul. Vă invit să ne-l însușim. Nu cumva să-l însușim pe cel greșit. Haideți să-l însușim pe acela în care frații mei sunt îngeri. Și să mă port cu ei. Așa. Și dacă voi simți că n-am putere, chemați Cuvântul. Amin. Amin. Primește stăpâne, în numele Domnului Isus, închinarea, legământul nostru încă o dată și dorința ca cuvântul tău să fie puterea care să conducă Biserica noastră din locul ăsta, viețile noastre, familiile noastre și scopurile pe care fiecare dintre noi le are. Învață-ne, Părinte, să fim plini de cuvântul Tău în omul din lăuntru. Învață-ne să trăim plăcuți ție ca să te poți muta la noi, în viața noastră, în ființa noastră. Să rămâi cu fiecare dintre noi, Doamne, astfel încât să nu fim singuri nici o clipă pe pământul acesta. Oricât de întuneric, oricât de primejdios, oricât de însingurată ar fi planeta asta, să putem, Doamne, să avem tot cerul în noi. Învață, te rugăm, învață-ne pe fiecare o altă viață. Îți mulțumim pentru harul tău. Ne e cuvântul aproape și el la îndemână. Ajută-ne, Părinte, să ne hrănim cu el. poruncește -ne. Și ajută-ne să fim fericiți să umblăm în porunca ta. Fă să înțelegem cuvântul tău prin Duhul Sfânt. Ferește-ne de interpretări proprii, de hermeneutică proprie. Ferește-ne, Doamne, de o închinare care să aducă pe altcineva în viața noastră. Vrem să ne chinăm numai Ție. Păstrează biserica Ta, păstrează-ne pe fiecare în temere și în curăție de Tine. Prin Domnul Iisus Te-am rugat. Amin.